No, what is it per day? Exercițiul 21 de la pagina 15. Exercițiul 21, pagina 15. Da. F definită, avem funcția F definită pe R cu valori în R. F de X este X pătrat pentru X mai mic sau egal cu 0. Era 2X pătrat plus 1 pentru X mai mic sau egal cu 0. 2x pătrat? 2x pătrat plus 1 pentru x mai mic sau egal cu 0. Da. Și minus x plus 1. Și minus x plus 1. Pentru x mai mare ca 0. Și să arătăm că e bijectivă și să determinăm inversa sa. Așa. Cum propui să facem? Metodă grafică sau algebrică, cum am făcut până acum? Algebrică, da? Algebrică, da. Deci pentru x mai mic la 0, rezultă că ecuația 2x pătrat plus 1 egal cu y, nu? Da. Să admită soluție unică. Da. Echivalent, 2x pătrat, am zis, da? Echivalent cu asta, zice că 2x pătrat egal cu y plus 1 sau x pătrat egal cu y minus 1 pe 2. Și atunci x1, 2, două valori avem, x1, 2 egal cu y minus 1, plus minus radical, egal cu plus minus radical din y minus 1 pe 2. Da. Însă noi vorbim de x și negativ, adică ștergem varianta cu plus, dar x-ul mai egal cu minus radical din y minus 1 pe 2, e o singură soluție, da. Unică soluție. Trebuia să ne asigurăm că y minus 1 pe 2 e mai mare ca 0. Dar y e mai mare ca 1. Și dacă facem aici 2x pătrat plus 1 egal cu y, se vede că y e de la 1 încolo. Da, e mai da? Deci are rost chestia asta, da? Admite unică soluție. Și cealaltă, x mai mare ca 0, rezultă ecuația y egal cu minus x plus 1, e de parcă aș spune că x egal cu, cine? Minus y sau y, da? Da, x egal cu 1 minus y. Da. 1 minus y. Și asta este unică soluție, da? Unică soluție. Și cu asta am arătat că funcția este bijectivă. Da, așa cum o facem. Și acum să arătăm inversele. Da. F, la asta e fiind bijectiv, F la minus 1, e definită tot pe el cu valori în el, nu? Schivă domeniul cu domeniul. Dar având de exprimarea, F la minus 1. Deci F la minus 1, F la minus 1 de X, egal cu acolată, da, egal cu minus radical, minus nu? Minus radical din X minus 1. X minus 1 totul pe 2. Pentru x mai mic sau egal. Pentru x mai mic egal decât 0. Stai să vedem dacă așa este. X mai mic egal decât 0. Să vedem dacă dându-i x valorile acestea, x mai mic egal decât 0, x minus 1 mai mare ca 1. Aici, da, deci x minus 1, x mai mare ca 1. Da. Deci ca 1, trebuie să spun. X mai mare egal decât 1. Și egal cu cealaltă, cu 1 minus x. Pentru x mai mic egal decât 1. Da. Mai mic strict decât 1. Că am luat egalul sus. Da, da. Strict mai mic decât 1. Și asta înseamnă cele două. E inversa funcției, da? Știm, graficile sunt simetrici și față prima bisectoare, la funcția directă și funcția inversă. Da. Altă... Exercițiul 22. Exercițiul
22 de la pagina. 15, tot la pagina. Da. Avem funcția f definită pe R cu valori în R. Deci e vorba de funcția f definită pe R cu valori în R. F de x egal cu acoladă. F de x egal cu acoladă. Minus x plus 3 pentru x mai mic sau egal. Deci minus x plus 3 pentru x mai mic sau egal cu 2. Da. Și minus 2x plus m pentru x mai mare ca 2. Și spune aici să se determine parametrul real m astfel că funcția să fie bijectivă și apoi să se găsească inversa. Deci m egal cu cine? Da. Așa încât f bijectivă. Îți propun să încercăm metodă grafică aici. Da. Facem și grafic și algebric. Da? Da? Cam în două. Ca să facem mai sugestiv discuția asta. Uite, deodată am să încerc să trasez graficul. Pentru x și mai mici decât 2, încerc la 2, da? Când x-ul e 2, y-ul este 1. Când minus 2 cu 3 face 1. Da? De acord? Da. Așa. Când x-ul este 1, când x-ul e 0, y-ul e 3. 0, 3, 2, 3. Se vede că este o semidreaptă. Graficul este semidreaptă, așa asta. Închis aici, da? Adică la capătul ăsta, închis că și 2 și punctul de acolo. Hai să facem minus 2x. Când x-ul este 0, m. Da, x-ul de la 2 încolo. Atenție, da. La 2. Când x-ul este chiar 2, chiar valoarea 2, am aici minus 2 ori 2 face minus 4, plus m. Deci când x-ul este 2, y-ul este minus 4. Minus 4 plus m. Și acum, dacă m ar fi 0, y-ul ar fi minus 4. Deci, pentru 2, y ar fi minus 4, da? 2, 3, 4. Și s-ar întâmpla să fie un salt aici și ar fi o zonă goală. Da? Ar fi o zonă goală. De aceea, trebuie ca m-ul să se apropie, adică valoarea în punctul ăsta, în minus 4 plus m, să fie 1. Să pleci chiar de aici. Da, tocmai. Deci, minus 4 plus m trebuie să fie egal cu 1, ca să nu-mi dea zona goală. Deci m egal de aici cu cine? Cu 5. Da? M egal cu 5. Și atunci pleacă de aici. Da? Pleacă chiar de acolo. Și dacă punem pe m egal cu 5, îi dăm lui x valori. 3, da. Vine cât minus 2 ori, mă rog, 0 dacă îi dăm, da. Nu 0, 3, pardon, 3. 3. Da. Și vine cât minus 6 plus 5, 5 minus 1. Când este 3, y este minus 1 și iată cam așa apare graficul. Da. Deci obligatoriu m trebuie să fie egal cu 5. Dacă m e mai mic, dacă m e mai mic decât 5, coboară și atunci îi rămâne o zonă goală. Iar dacă m e mai mare decât 5, se întâmplă ca aici paralela. Când taie, se taie în două puncte, da? Deci nu am voie să fie decât de la 5 încolo. Altfel spus, algebric, cum aș proceda? Mai întâi, pentru prima. Pentru x. Y egal cu... Pentru x mai mic, așa, x mai mic egal decât 2, rezultă că y egal cu minus x plus 3. Scoatem de aici x-ul, implică x, echivalent x egal cu y plus 3. Y, x egal cu 3 minus y. Nu? X-ul egal cu 3 minus y. Da, 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 3 minus y. 3 minus y. Și soluție, soluție unică, da? Uh,
cealaltă pentru x mai mare ca 2, se întâmplă cam minus y este egal cu minus 2x plus 1. X. Și de ce x-ul egal cu valoarea cât ar veni m minus y totul pe 2, nu? Da. 2x în partea asta și vine m minus y totul pe 2. M minus y totul pe 2 este soluție ca valoare unică, dar trebuie să mă asigur de legătura aceea. Da. De egalitatea. Așa, m minus y mai mare, m minus y pe 2 mai mare ca 2 și... Așa, m minus y pe 2, da. Deci trebuie să iau m minus y pe 2 trebuie să fie mai mare egal decât 2 și egalitatea ca să am y egal cu 1, să se lege acolo, nu? Deci m minus deci y să fie egal cu 1. Y, dacă înlocuim pe y egal cu 1 și x-ul egal cu, deci pentru x egal cu 1, y-ul egal cu și y egal cu 3. Pentru x egal cu, nu, pentru x egal cu 2 și y egal cu 1, x egal cu 2 și y egal cu 1, apare egalitatea 1 egal cu minus 1 egal cu minus 2 ori 2 plus m. 1 egal, deci 1, y egal cu minus 2 ori 2 plus m. Deci m egal cu 5. Așa de tot. M egal cu 5. Și terminat exercițiu. Deci, unică valoare, m egal cu 5. Iar acum, dacă vrem să găsim inversul, ca așa s-a zis, nu dacă constatăm că să găsesc că mâncă să fie inversabilă, da? Da. Să găsim inversele. Da, să găsim inversa asta, da. Bun, bun. Zicem așa. Deci f de x cum arată? Ca să fie bijectiv. F de x egal cu acolată. Minus x plus 3 pentru x mai mic egal decât 2. Da. Și este egal cu minus 2x plus 5, nu? Da. Pentru x mai mare ca 2. Da. Și f la minus 1, f e definită pe el cu valori în el, da? Da. E definită pe el cu valori în el. F la minus 1 minus 1 de x egal cu acoladă. Cu acoladă, stai să nu, păi cu acoladă, tot așa, sunt două variante. Adică egal cu cine? Y egal cu minus x plus 3, am scos de acolo. Egal cu 3 minus x. 3 minus x, da. Cu 3 minus x pentru 3 minus x. Pentru x. Pentru x mai mare egal de ca 1. Da. X mai mare, x mai mic egal, aici ce este? X mai mic egal decât 2. 2. Adică x mai mic egal decât 2 a fost la funcția directă și y începea de la 1 încolo. Da, y-ul de la 1 încolo. Deci pentru restricția asta, hai să luăm pe bucăți așa. F1 e definită pe minus infinit până la 2 cu valori de la 1 la plus infinit. De la 1 la plus infinit. Și acum, când schimbă domeniul cu domeniul, va fi definită pe 1 plus infinit. Da, pentru x mai mare sau egal. Deci, pentru x mai mare egal decât 1. Da. Da? Mai mare egal decât 1. Și cealaltă, minus 2x plus 5. 5 minus y, 5 minus x pe 2. 5 minus x totul pe 2 pentru x mai mic egal decât 1, nu? Da. Mai mic strict decât 1. Mai mic strict. Asta arată, așa arată funcția inversă. Da. F la minus 1 x egal cu 3 minus x când x mai mare egal decât 1 și 5 minus x pe 2 când x mai mic strict decât 1. Da? De acord cu asta. Ce mai ai tu acum altă funcție? Da. Exercițiu 23.
23. Pe la pagina 15. Să vedem cum sună. F definită pe, avem funcția F definită pe R cu valori în R, dată prin F de X egal cu A coladă, AX pătrat, deci AX pătrat, pentru X mai mic ca 0, și BX pentru X mai mare sau egal cu 0, A și B aparțin lui R. Da, da, B. Este numele reale. Da. Să se determine A și B astfel încât F să fie bijectivă. Și în acest caz să se determine invers asta. Adică noi știm că F. Deci găsim pe rectă, așa încât F e bijectivă, da. Bun. Am subiect metodă grafică început și pe noi întoarce și la algebră, da? Am F de X egal cu AX pătrat, da, cu F definită pe minus infinit 0, nu așa? Minus infinit 0, că e X mai mic ca 0. Da. Minus infinit 0, închis, da? Cu valori în în R, să zicem, da, așa, în R. Și F de X, o altă expresie, este egal cu BX, când F e definită pe 0 minus F. X mai mare ca 0, zis. Da, da, da. Adică da, de la 0, 0, dar nu știu dacă și egal aici. Sus era fără egal. Aha, da, da, da. Atunci interval deschis aici. 0 închis, da, plus 0 plus F, valoare infinită. Uite, din ce știm noi pe AX pătrat, deci AX pătrat e parabola cu vârful chiar în origine, da, și care are ramuri mai închise sau mai deschise în funcție de valoarea lui A. Da. Dar dacă au e pozitiv așa, dar dacă au e negativ, apare așa. Da. Deci mergem pe două cazuri. Dacă A mai mare ca 0, atunci apare în varianta asta. Da, așa apare parabola. Și fiindcă suntem pe minus infinit 0, nu are ce căuta partea asta. Da. Deci numai asta este. Iar fiindcă vorbim de BX, care completează pe zona de dincolo de 0, dacă ar să fie în sus, când B e mai mare ca B e pozitiv, este o, în felul ăsta, o dreaptă, da, în funcție de gradul 1. Și atunci, funcția asta nu mai este subjectivă, nu mai este injectivă, stai în două și nici subjectivă. Deci, obligatoriu, când au e pozitiv, asta trebuie să o ia în jos. În jos, da. Da, trebuie să o ia în jos. Și atunci, cuplajul este A pozitiv și B negativ. Da. A pozitiv și B negativ. Invers, în caz asta, 1, 2. Al doilea ar fi, când au este mai mica 0, atunci arată așa, da, cu vârful în sus și ramurile jos, și A-ul trebuie să fie atunci, B-ul trebuie să fie pozitiv. Da. Ca arată așa și pe urmă arată trebuie să fie, da, deasupra, da? Deci noi am clarificat cam cum stau lucrurile. Însă ca să fie treaba bună, trebuie să se întâlnească, din 0 trebuie să pleci. Da. Deci F de 0 să fie egal cu B de 0 aici, adică 0 aici vine 0 ori B, A ori 0, da? Da. Și concluzia este că se întâmplă să fie așa, fiind în 0. Da. Și atunci înseamnă că pentru obiectivitate să avem perechi precizări de asta, că A mai mare ca 0, B negativ, indiferent ce A și B îi, da, și din coace A mai mic ca 0 și B mai mare ca 0. Deci dacă se întâmplă așa, hai să vedem în primul caz. Cazul 1. A mai mare ca 0, B negativ. Atunci rezultă că F de X
egal cu a x pătrat cu x mai mic ca 0, stric mai mic ca 0, și b x cu x mai mare egal ca 0 este bijectivă. Da. Da? Este bijectivă. Analog și cazul 2, fiind bijectivă, este și inversabilă. Hai să ducem până la capăt cu ea. Rezultă f inversabilă. Există f la minus 1, da? Există f la minus 1, care devine tot pe valori în el. Și având f la minus 1 de x, egal cu acolo. Deci e vorba de că luăm y egal cu ax pătrat, da? Y egal cu ax pătrat. De unde rezultă că x pătrat egal cu y pe a. X pătrat egal cu y pe a. Da? Atunci x1, 2 egal cu plus minus radical din y pe a. Plus minus radical din y pe a. Fiind 1, 2, sunt două valori distincte, trebuie să luăm care y, care x, pozitiv sau negativ? Noi am avut aici x-ul negativ, da? Negativ, da. Deci e vorba de x egal cu minus radical din y pe a, adică va fi, practic, minus radical din x pe minus radical din x pe a. Deci egal cu minus radical adânc din x pe a, cu x-ul mai mare ca 0. Da. Da? Cu x mai mare ca 0. Și cealaltă, bx, y egal cu bx, scoatem de aici bx egal cu y supra b. Y pe b. Deci va fi egal cu x pe b, nu? X supra b, cu x-ul mai mic ca 0. Hai să spunem că A și B din ier steluță. Ier stea. Că îl văd pe B la anumitor și A-ul la anumitor, din, nu A și B din ier. Dacă luăm din ier, atunci f de x egal cu 0. Tot timpul. Este funcția constantă, f de x egal cu 0, e axa x. Da. Și nu e subiectiv, nici injectiv, e tot. Deci trebuie să spun de A și B din ier plus stea. Și tot așa de bine când luăm negative, deci cazul 2 cu A negativ și B-ul pozitiv, da. A negativ și B pozitiv, exact așa se repetă. Vei vedea cum arată forma asta, nu? Ramura asta și altă parte și altă și îți dai seama iarăși de ei. Acolo ai avut plus minus. Da. Ai probabil varianta cu minus atunci. Da. Da. E și jumătate, în fix. Câte ceasul? Da, ești 34. 34, ne oprim aici, că ne interesează grupa cealaltă. Ne oprim aici. La revedere, dragilor. Pe curând. Pe curând, pe luna viitoare. Pe lunea viitoare. Dar lunea viitoare am presă că se învață lunea următoare. Da, când e întâi? 1 decembrie. Iar 23, da, cred că e întâi luna. Și atunci, lunea viitoare fiind așa, înseamnă că cealaltă. Da, da. Da. La revedere.